Stelista Bianca Ghelber a scris istorie pentru sportul românesc la recent încheiata ediție a campionatului european de atletism de la München. Sportiva în vârstă de 32 de ani a reușit să cucerească medalia de aur în proba de aruncare a ciocanului și să aducă României primul titlu european după o pauză de 20 de ani. Ce înseamnă pentru tine succesul de la München? A însemnat foarte mult pentru mine și cred că asta m-a făcut să vin pe prima dreaptă a podiumului. Am adus această medalie României și Federației Române de Atletism, pentru că avea nevoie de această gură de oxigen, să zic așa, și sper că această medalie va schimba foarte multe în Federația noastră de Atletism. Pe mine m-a făcut foarte, foarte fericită această medalie și cred că și pe ceilalți români, bineînțeles. Bianca a câștigat aurul la München la ultima aruncare cu o performanță de 72 de metri și 72 de centimetri, iar antrenoarea Mihaela Melinte este mândră că lucrează cu o astfel de sportivă. Nu am cuvinte să spun. Vă dați seama, sunt fericită. Gândiți-vă că eu în 1998 am câștigat aceste europene cu 71-71. 72-72 este o performanță foarte bună pentru ea, cu toate că putea mult mai mult să dea. După cum ați văzut și celelalte colegi ale ei au dat sub valoarea ei cu mai mulți metri, dar concursul este concurs și acolo câștigă cel mai bun. Ne-am dorit amândouă aurul și s-a realizat. Doamne, Doamne, a fost cu noi și mulțumim! Originară din Roman, Bianca se află acum într-o binemeritată vacanță, urmând ca de la mijlocul lunii septembrie să revină la antrenamente, cu gândul la marele său vis, medalia de aur la Jocurile Olimpice. Romanul este o parte din sufletul meu, pentru că aici m-am născut și aici am copilărit. Aici am toți prietenii cu care ies când am timp. Oriunde, în Roman, e un loc deosebit pentru noi. Ce faci în timpul liber? Ce pasiune ai? Dincolo de familie, dincolo de sportul, de performanță? Îmi place foarte mult să pescuiesc. Snagov, când am stat din mai și până acum înainte de europene, am stat în timpul liber foarte mult și am pescuit. Asta mă relaxează foarte, foarte mult. Și mersul pe bicicletă îmi place la fel de mult. O medalie la Jocurile Olimpice de la Paris ar fi un vis împlinit? Cu siguranță, da. Asta îmi doresc foarte mult. O să fie a patra ediție pentru mine a Jocurilor Olimpice și sper să fie și cea mai bună. Îmi doresc foarte mult această medalie. Și eu și antrenoarea mea o să muncim și o să facem tot ce putem și ce ține de noi ca să avem acest vis împlinit.